O parte dintre consilierii locali ai municipiului Buzău au solicitat administrației locale demararea unor demersuri pentru realizarea unui bazin de înot. Buzoienii vor un bazin în care copiii să învețe să înoate. Avem un bazin părăsit aici. Foarte bine, la câți bani sunt? Expropiere, nu ne înțelegem cu proprietarul, că sunteți același tip, dar o expropiere, o hotărâre de interes public și într-un an de zile, cu banii care sunt, buzoienii poate să-și aducă copiii aici să înoate. Sunt alte priorități decât statui și alte chestii pentru care nu știu dacă merită să ne și împrumutăm cu atâția bani în condițiile în care de la bugetul statului au venit foarte mulți bani în această perioadă. Este prins aquaparcul în, așa cum v-a fost și transmis, este prins. Adică sigur se va realiza și acest bazin de care cu toții suntem conștienți că avem nevoie. O parte dintre consilieri susțin că administrația locală ar putea achiziționa vechiul bazin pentru a-l reabilita. Referitor la ce zicea domnul Florescu cu privire la aquapark. Într-adevăr, avem o soluție și putem negocia cu proprietarul acelui spațiu în care, într-adevăr, să-l achiziționăm și să-l reabilităm, nu să cheltuim din împrumut peste 10 milioane de euro. Nu cred că este fezabil acest proiect și, da, într-adevăr, avem nevoie de un bazin, dar există soluții mult mai ieftine și mult mai reziliente decât acest împrumut. Mulțumesc frumos! Orice constructor, domnul consilier, va spune că reabilitarea unei construcții vechi va costa mai mult decât o construcție. Uitați ce se întâmplă la Eminescu. Aveți acolo un studiu și noi așa. Avem cea mai mică natalitate din istoria Buzăului. Care copii? Iar cei care s-au născut pleacă cu familiile afară că n-au ce să facă în orașul Buzău. Primăria Buzău a anunțat încă de anul trecut faptul că intenționează să construiască un aquapark.